Seara un bun, oriunde te-ai afla. Sunt Emil Simionescu și spun bine ai venit la o nouă ediție a emisiunii Profiler, File de Poveste. Îl am în platou invitat pe nelipsitul profesor psiholog-criminalist, dr. Tudorel Butoi. Bine ați venit, excelență! Bine v-am găsit! Iar subiectul emisiunii de astăzi este unul cutremurător, ca marea majoritate de altfel la subiectul pe care le abordăm. Din păcate, ne-am dorit să avem o viață mai ușoară, mai curată de tot felul de astfel de belele. Uite că ele există și vorbesc despre spectrul pedofililor, domnule profesor. Pentru că numai devreme de săptămâna trecută am avut o speță cu totul și cu totul ieșită din tipare. E vorba de o fetiță de 11 ani. Violată de un nemernic, de un nenorocit de 43 de ani, putea să-i fie tată lejer. Da, aproape bunic, dacă se chinuie puțin. Nemernicul nu se mulțumește doar să o violeze, dar să-și bate joc de ea. O pasează și altora. Preferă și un joc de sex în trei, în care implică minora. Totul ajunge la urechile oamenilor legii după ce mama copilei se duce la bate la ușa poliției și le mărturisește ceea ce se întâmplă. Domnule profesor, ce e de spus despre astfel de nebuni? Continuarea o vom discuta puțin mai târziu, pentru că sunt lucruri de discutat. Foarte recent s-a întâmplat ca acești indivizi să fie judecați. Și avem și o finalitate absolut uluitoare a procesului intentat respectivului. A fost condamnat la o pedeapsă mult prea ușoară și nu pentru viol. Realitățile criminologice demonstrează că aceste fapte există de o manieră supărătoare pentru sfidarea legii, pentru morală și așa mai departe. Le-aș numi așa, o intensificare a prozelitismului. Prozelitism, a face adepți pentru raporturile sexuale cu minori, implicându-i atât în consumarea actelor sexuale pentru profit, pentru gratificație materială, cât și pentru producere de materiale pornografice și diseminarea lor prin mijloacele acestea media, prin internet, lucru care amplifică puțin grozăvia, deoarece crește apetitul pulsiunilor sexuale la privitor. În zona aceasta, deci, după prozelitism, întâlnim prostituția infantilă și la toartă cu ea avem traficul de minori în vederea consumării actelor sexuale, tot în maniera aceasta a prostituției de tip infantil, bine că minorii sunt folosiți la cerșit, la multe alte lucruri. Cu alte cuvinte, climat social infestat moral și sancționabil juridic. Spun sancționabil deoarece se petrec niște derapaje în interpretarea legii, textului de legi, judecării acestor comportamente, în sensul unei grile scăzute de toleranță. Asta este îngrijorător. Mă refer acum la adulți, că ne ascultă, sunt pe aici prin fața ecranului. Bă, fratele meu, prin Magheru și Bălcescu de femei,
apte și dornice să-și ofere serviciile sexuale. Prețurile au scăzut jos de tot, vă spun eu că sunt pe acolo, prin zonă, mereu, pe terase, pe astea, știu mersul. Nu vă îndemn să vă duceți către zona asta, pentru că vă pun în față iubirea, dragostea, respectul de partener, pasiunea, voluptatea, erotismului, care trebuie trăit în niște parametri de normalitate. Dar vreau să spun că există alternativa la a acosta voi minore de 10 ani, de 12 ani, de 13 ani, care încă nu au discernământ, domnilor profitori. Deci punem în discuție discernământul. La punerea în discuție a discernământului, de asemenea, văd o gardă joasă. Oameni de drept, oameni de drept, polițiști, judecători, procurori, sunt influențați de un trend care coboară jos garda vis-a-vis de protecția minorului. Câți ani are? 12 ani. Păi a consimțit la raportul sexual. A consimțit. Păi dacă a consimțit, avea raport sexual realizat între un major și un minor, cu consimțământul minorului. Băi, băgați-vă mințile în cap că legiuitorul protejează minorul exact din perspectiva discernământului. Și să vă dau o subtilitate psihologică pe care nu o pricepeți. Și procurori, și judecători, și polițiști, nu știți dacă ați lipsit la lecțiile astea. Discernământul este viciat prin vârstă. Minora poate să accepte fel de fel de gratificații, spiritul de aventură, necunoașterea unor realități și așa mai departe, teama, sindromul Stockholm, de asocierea victimei cu făptuitorul în împrejurările în care victima nu mai are săraca să facă nimic, nici să fugă, nici... și așa mai departe, îl știți foarte bine, vi l-am predat la ori, nimic nu v-a intrat în cap. Și în sfârșit, discernământul spune la 218 foarte clar când vorbește despre viol. Persoana e pusă în imposibilitatea de a-și exprima discernământul. Și acum voi ziceți că dacă a vrut, înseamnă că a avut discernământ. Nu, mă, ea și-a exprimat dorința sau nu s-a împotrivit, dar tocmai pe o bandă foarte săracă a existenței discernământului. Ce înseamnă discernământ? Păi hai să ne reamintim. Înseamnă să aibă capacitatea de a prevedea consecințele urmărilor faptelor lor. Păi asta la 12 ani, fata asta de la Târgu Jiu, la 11 ani umbla cu păpușa în geantă când a fost atrasă la... Este vreodată câtă perversitate și la majorul ăsta. Întâi a acceptat ca fetița să mai doarmă pe la el, cu acceptul mamei că erau în relații de vecinătate, mai se ajuta unii cu alții și așa mai departe. Fetița fără discernământ prin vârstă, legiuitor spune clar. Minorul nu are discernământ până la 16 ani. La 16 ani discutăm în funcție de consecințele, individualizăm actul respectiv și vom vedea dacă avea posibilitatea să-și exprime sau nu discernământul. Vă cer scuze o secundă. Deci, practic, legea a rămas aceeași. Legea apropo de cei 16 ani. Așa este. Ea rămâne pe scriere. Însă de vorbim atunci de practică și de precedente în care garda s-a scăzut. A căzut jos. A vrut fata. Și pe acest... Păi fata nu poate să vrea, insist încă o dată, fata nu poate să vrea, da, pentru că actul ei de voință rezultă dintr-o bandă îngustă a lipsei de discernământ, nu are procesele mentale maturizate, nu-și dă seama de consecințe, nu-și dă seama de responsabilități. Asta e povestea. Acum, pentru telespectatorii noștri și pentru oamenii cu minte în cap, că mai sunt oameni cu minte în cap, să știți că trendul este un trend foarte periculos, îmbrățișat sau quasi îmbrățișat de legislațiile altor țări. E o bătălie uriașă de cădere a consimțământului în zona lui 12 ani, ia vedeți Franța, în zona lui 12 ani. Consimțământul minorii la raport sexual la 12 ani. Și sigur că și alții fac acest lucru, deoarece s-a pătruns în zona legiuitorului, care are în mâna lui pârghiile de a decide, mă refer la oameni politici și așa mai departe, s-a pătruns de către niște perverși. Ei au morbul acestei accepțiuni și lejerități în structura lor habituală și așa, oameni politici, polițiști, judecători,
Care, 12 ani, a vrut fata, domnule, a consimțit. Nu vă uitați la ele la 12 ani, că se uită numai după bărbați și mai departe. Păi de ce se uită și de ce au acest comportament fetițele? Pentru că lumea asta hedonistă le atrage, pe de o parte, și pentru că n-au discernământul, autocontrolul, autocenzura comportamentală să știe de unde vin pericolele. Asta e povestea. Deci practic, actul volițional ajunge la maturitate undeva pe la 15-16 ani. Perfect. Atunci te perfect. Poți gândi cu exactitate, îți poți măsura consecințele faptelor pe asta care le... Asta e toată povestea. Și legiuitorul la 218 zice așa, dacă vârsta persoanei este sub 16 ani, este protejată de lege. Ok, în atare situație de ce ne... Și dacă pe speța asta noastră avem și faptul că au fost mai mulți participanți, din nou agravantă, care duce la viol. Majorul cu cei patru puși... Nu e un simplu raport sexual cu minoră. No. Este viol. E cu totul și cu totul. E viol, pentru că spune legiuitorul, zice, punerea în imposibilitatea de a se apăra a victimei, ori de a-și exprima voința, exprimarea voinței, mă, este vicioasă aici. Sub vârsta de 16 ani, punem în discuție discernământul din punct de vedere al acurateței exprimării voinței. Deci voința este toxicizată și legiuitorul câtă vreme ne apără și ne creează încă la noi în țară această barieră, acest rejec pentru comportamente de genul ăsta. Trimiteți-mă în pușcărie de la 3 la 10 ani. Trimiteți-i în pușcărie pentru că cea mai bună prevenire este reprimarea fenomenului infracțional. Domnul profesor, sunteți psiholog criminalist de o căruță de ani, mai bine de 45. Sunt convins și chiar am să vă rog, am să vă provoc la un moment dat să vorbim despre alte asemenea povești cutremurătoare pe care le-ați, cu care ați avut de face în cariera dumneavoastră, legate de viol, legate de asemenea nemernicii, josnicii, nici știu cum să le numesc. Dar vreau să vă întreb ceva. Nu cumva societatea în care trăim acum, societatea asta nebunită după era tehnologizării, după telefoane mobile, după mașini, după puștii din ziua de azi, nu știu altceva decât să stai cu capul băgat în telefon, indiferent că merg pe stradă, indiferent că stau în tramvai, în troleu, în ce Dumnezeu stau ei. Ceea ce nu e tocmai un lucru rău. Dar au la dispoziție tot felul de informații. Da? E Google-ul plin de informații, care mai de care mai... Bun. Hai să punctăm niște lucruri. Vi se pare normal ca un copil în clasa a doua, clasa a treia, să aibă parte de educație sexuală, ore de educație sexuală? A, deja sunteți tolerant dumneavoastră. Există un trend care vorbește de habituarea senzorialității sexuale de la vârste fragede, 2 ani jumate, 3 ani jumate, 4 ani. E un trend. Învățați pe copii să își cunoască organele sexuale, să și le cunoască fizic, psihic, să se pipăie unii pe ceilalți, să vadă diferențele între ei și așa mai departe, la 3 ani jumate. Le atrag atenția acestor educatori de mucava, pentru că voi sunteți, cei care mergeți în zona asta, niște educatori de mucava, adică un carton care la prima ploaie s-a terminat cu el, că se umezește și se risipește. Că cunoașterea senzorialității sexuale are ca o consecință trăirea hedonismului senzorial. Atingerea glandului, atingerea clitorisului, atingerea organului sexual masculin creează senzația de plăceri. Vorbește practica că fără educația asta voastră, aici, colo, întâmplător, copiii își descoperă senzualitatea aceasta. Dar dacă voi o să învățați de la 3 ani și jumătate senzorii, perceptivitatea sexuală, o să aveți în primele clase, astea incipiente, cum se numesc, clasele până în clasa întâi, o să aveți clase de onaniști. Vă spun eu, voi profesorii vă întoarceți spre tablă să le arătați cum se face bastonașul, cerculețul, etc. Iar copiii în bancă își pipăie și își solicită organele sexuale, pentru că ei se plictisesc la școală. Și vor să trăiască sexualitatea senzorială pe care tocmai ați învățat-o. Abar n-aveți de efectele perverse
ale acestui tip de educație. Profesor, mă amuză, dar este de un tragism groaznic. Dincolo de tragism, eu nu i-aș numi de muncava. Sunt bun delegat. Duci la, pe cuvântul meu, domnule. Ori la casa de nebuni, ori la pușcărie pentru prozelitism. La pușcărie sau, în fine, da. O să vă provoc la puțin mai târziu, apropo de pedepsele care se dau în astfel de situație. Absolut cutremurătoare. Bun delegat, domnule Sminescu. N-au ce căuta printre noi oamenii ăștia, domnule profesor, și o să vorbim despre pedepsa cu moartea. Da. Chiar am să vă provoc din nou în această emisiune, pentru că este incalificabil și intolerabil să avem de-a face cu astfel de moști și să le permitem să existe în continuare printre noi. Nu știu, e părerea mea. Un punct de vedere. Domnule, se face un trafic la nivel internațional. Sunt semnalate cazuri de indivizi cu forță financiară care atrag în zona prozelitismului și prostituției infantile, micuțe care au senzorialitate sau sunt apreciate, cântărite de ei și așa mai departe, și pe care le plasează. Le plasează în rândul oamenilor politici, le plasează în rândul... Stați puțin, domn profesor, că mi-ați adus aminte de un caz, dacă nu mă înșel, chiar anul trecut a făcut expoziția acest caz, un miliardar, Jeffrey Epstein. Epstein, așa. Epstein, da? Nebunul acela s-a și spânzurat de altfel în închisoare, nu mai țin minte foarte bine povestea, dar parcă s-a spânzurat, o fi fost ajutat să se spânzure, pentru că mă refer acum la oamenii care au responsabilități. Domnule, nu cochetați cu astfel de perverși, pentru că ei pătrund în intimitatea și în viața dumneavoastră. Vă oferă consumul și consumarea acestor plăceri de tip erotic și vă deprind cu asemenea lucruri, înregistrându-vă sonor și vizual. Atenție ce vă spun, o altă chestiune pe care trebuie să o facem cunoscută presei. La orice dugheană există astăzi mijloace electronice de înregistrare video-sonor care pot fi cumpărate de oricare dintre noi. Și când v-au atras în capcanele acestea și ați mușcat din infracțiunea raport sexual cu o minoră, sunteți bun de 5 ani pușcărie și... Șantajabil. Șantajabil. Da. Asta e marea poveste. De-aia și cu Epstein ăsta. S-a spânzurat, nu s-a spânzurat. O fi fost ajutat să se spânzure și așa mai departe. Dar asta e un caz individual. Când alții, în ipoteza mea, aflând că sunt la butoniera nebunului pentru a putea fi șantajat și așa mai departe, i-o fi dat sfoara. Alții au dat săpunul și a rezultat un spânzurat în închisoare. Și alții au pus piedică să alunece. Da. Sigur că da, nu sunt lucruri de tratat. Lăsând gluma la o parte, bine, noi nu glumim. Vorbim la modul cât se poate de serios, repet, astfel de nemernici. Nu merită să fie tratat. Emisiunea își păstrează caracterul preventiv. Da. Și îl păstrează, lucru pentru care puteți fi felicitați, dar nu este o emisiune de lăsa garda jos. Exact, asta vreau să spun. Asta e emisiune mușcă. Nu mai e de glumă. Nu mai e de glumă. Pentru că s-au înmulțit extraordinar de mult cazurile. Nu mai vorbesc de cazul Caracal, mult mediatizatul și că unde deja... Unde aveam exact aceleași povești. Aceleași povești, da. O atracție bolnavă către spectrul acesta extrem de tânăr. Da, și traficarea lor. Și traficarea lor. Da. Domnul profesor, vreau să ne oprim puțin și la atitudinea. De multe ori aș numi o deșanțată, poate nu e termenul cel mai potrivit. Dar am să vă rog pe domnia voastră să comentați. Atitudinea pe care o au părinții. Uite, de pildă, această femeie de 34 de ani, dacă nu mă înșel, 32 sau 34 de ani, care se duce la poliție, nu uită ulterior să arunce cu piata în poliție și să-i acuze pe ăștia că nu-și fac datoria, dar ceea ce uită e faptul că ea este cea care i-a permis acelei copile, a creat practic mediul, da, care a dus unde a dus, i-a permis acelei copile să ducă, să înopteze în casa respectivului și n-a dat niciun fel de explicație. Și nimeni nu întreabă, băi, cu coană, de ce ai făcut asta? Că nu era rudă nici cu măta, nici cu tactul, nici cu... Ce se întâmplă? Părinții se află în prima linie. Psihologia spune că familia este creuzetul în care se formează viitorul adult. Din familie copiii interiorizează modele, în familie sunt antrenați pentru viața reală. Capătă anumite deprinderi. Capătă anumite deprinderi, sigur că da.
familia la noi este într-o mare suferință. Mare suferință. În primul rând este la numărul de milioane de lucrători români în exodul acesta european, făcem socoteala câtor familii rămân fără aceste modele, fără acești susținători, rămân în sarcina bunicilor, a unor, unui membru de familie de regulă a mamei, tații fiind plecați la muncă, și neavând modelele acestea exact în perioada fertilă a interiorizării lor, când au mai multă nevoie, sigur că pot să fie victime, eu, fetița asta și altele, și tot ce este sub 16 ani, le consider victime. Și fac din nou apel la politicile penale de a aduce victima în interiorul procesului penal ca figură centrală. Că dacă am face acest lucru, am vedea că acești copii au nevoie de instrucție, de educație, de îngrijire medicală, de o supraveghere, de un bun parcurs în cunoașterea acestor realități care sunt tentante și pulsionale. Care timp minorul, că ne ascultă acum adulți, toți știu cum au învățat în viața lor socială și relația aceasta erotică, la modul acesta extraordinar în care au înțeles-o cu misterul ei, cu prieteniile, cu iubirile, cu sărutul furat în parc și așa mai departe, și pe urmă cu sex cât a cuprins, nu se pune problema, dar să ai posibilitatea opțiunii, să fii pregătit neurologic, endocrin. Păi câte minore din astea n-au avut rupturi de perineu, rupturi anale și au rămas cu traume îngrozitoare în această materie, în care majorul de 45 de ani, auzi, în combinație cu alți micuți vagabonzi, înțeles că și ăștia aveau 14 ani. Sunt indulgent cu ei, domnule indulgent. Ca psiholog a trebuit, spun cu prietenie, Emile, să-i și înțelegem, să-i și decriptăm, să-i și mustrăm mai cu toleranță, așa. Ăsta este psihologul. Și mi s-au atenuat de-a lungul timpului ieșirile acestea mai dure și mai... Deși lumea nu m-ar bănui. Dar trebuie să-i înțelegem, să-i decriptăm, să încercăm să-i sprijinim, să se reîntoarcă la alte conduite mature. Și le repet încă o dată. Femei apte să-și ofere servicii sexuale pe toate drumurile. Se face acum primăvara, ieșim din București, ne ducem așa, pe toate drumurile stau stâlpii ăștia umani care își oferă serviciile. Iar o chestiune tragică și dezumanizantă, dar există această posibilitate. Cum să te uiți la copilul care putea să-ți fie fiu, fiică? Profesor, bine scuze, credeți că legalizarea prostituției, da, ar rezolva o parte din aceste derapaje? Sigur că da. Sigur că da. Am avut cu domnul profesor Dr. Dabu Valeriu, la vremea respectivă era comandantul, vicecomandantul Poliției Capitale, am avut material scris la un congres european în materie de turism. Și m-am consultat cu domnul comandant și am făcut un material scris vis-a-vis de faptul că în gama turismului, cu toate plăcerile, cu aparatele, cu camerele, cu munții, cu bucegii, da, este și această nevoie, necesitate de sexualitate. Slavă Domnului, împlinită în peste 70% din țările acestei lumi, unde se industrializează povestea respectivă. N-am împins-o spre dezinstrumentare și industrializare, că nici eu, nici domnul profesor n-avem stofe în materia asta de proxeneți. Înțelegeți dumneavoastră? Dar am zis să se dezincrimineze. Am propus să se dezincrimineze. Și atunci femeia, în deplinitatea opțiunilor ei, realiza raporturi sexuale cu gratificația bănească sau de lux exorbitant și așa mai departe, și nu mai sancționa legea. Deci dezincriminare. În rest, cum să se organizeze ei treaba lor? Aflu că prin alte țări au un fel de permis de muncă,
că sunt protejate medical și social. Și asistentă medicală. Aflu și că plătesc niște taxe din profit către primării, că taxele astea se întorc la profit uriaș la un moment dat. Da, se întorc la ele, la aceste practicante, se întorc prin protecție medicală și multe alte lucruri. E treaba lor, nu e treaba mea, domnule. Categoric. Nu e treaba mea, dar judec cu mintea în cap. În fața acestor pericole pe care le văd și nu le halesc, trebuie să gândesc soluții, să le discutăm aici și să ne audă oamenii ăștia politici, bă, că vă vin alea și vă intră în pat, vă filmează, vă fotografiază proxeneții și vă dau în primire sau vă constrâng și vă șantajează să faceți prostiile pe care le faceți prin politică. Vă știți voi care sunteți. Domn profesor, suntem la Profiler, file de poveste. Și am ajuns în punctul în care am să vă rog să deschideți puțin bailele pungii și să scoateți de acolo poveștile domniei voastre. Mă provocai vis-a-vis de infracțiunea săvârșită cu premeditare. Exact. Da. Pentru că aici vreau să ajung. Da. La infracțiunea comisă cu premeditare însăși din termen. Ce? Meditare. Adică în fața laboratorului mental de nuanță criminală, cum să finalizezi infracțiunea. Și aici intră măsurile pregătitoare ale făptuitorului. Da. Foarte interesantă. El săvârșește faptele cu intenție directă, că ne ascultă juriști, acum ne ascultă oameni interesați. Ați văzut câte like-uri sunt la emisiunea dumneata? Mii. Am văzut și mă bucur enorm. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Da. Deci infracțiunile astea se vârște cu intenție directă, adică făptuitorul prevede rezultatul, urmărește să se îndestuleze din el și pune în joc întreaga sa pregătire fizică, psihică și așa mai departe, modul de operare. Mai și opria spune câteva chestiuni frumoase, așa ca să zicem că sunt în de pre-weekend. Dom'le, cea mai frumoasă și spectaculoasă zona este cea a escrocului și a celui care practică înșelăciunea. De ce? Pentru că el de acasă premeditează, întinde capcana celui care va fi păcălit, țepuit și așa mai departe. Iată o speță. Un tip care din pedigriul lui existase cochetăria cu a deveni profesor de educație fizică. A ieșit din el un băiat plăcut cu o statură zveltă, îmbrăcat mereu sport, destul de elegant, dar n-a putut să termine IEFS-ul ăla, nu? Da, tata avea armăsar, dar era și măgar. Da, era și măgar. Da. Bun. Cu acest aspect plăcut, escrocul face carieră, pentru că, dintr-o dată, aparența creează simpatie și prăduiții vor lăsa garda jos, girându-i cu încredere. Urmărea anunțurile la România Liberă. Vând casetofon. Acai 60 de milioane. La vremea aia erau lucruri ce care spunem în vremea aceea, se. Vorbim de anii așa. Pe vremea lui Ceaușescu. Tot, da, pe vremea lui Ceaușescu, okay, okay. Pe vremea trecută și vreau să spun că numai mărci de genul acesta identifica. Premedita o discuție telefonică. Când pot veni? Păi veniți mâine nu pot, am probleme. În sfârșit, el tatona ca acasă să existe o singură persoană și dacă se poate să fie persoanele în vârstă. Adică trăgea pe asta de limbă. Sigur și că asta, da. Omul de începea bună. Să dea din... Da, voia să-și vândă... Păi nu, că poi mâine sunt plecat, da, e doar nevastă da, 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 și vreau da, și eu să... Brav. Super tare. În sfârșit, în după amiaza zilei în care se hotăra ca să cumpere acest video, el se prezenta acuzând această nenorocită de lomboșciatică. Se mișca greu. Dar ce s-a întâmplat? Dom'le, am o criză că eu sunt antrenor de gimnastică și ca să-mi conving elevii, le fac eu exerciții demonstrativ și am făcut un astfel de exercițiu înainte de a mă încălzi pe grupe musculare. O chestie extraordinar frumoasă în care învelea interesul viitoarei victime și acum am această greutate. Abia mă mișc. Hai să văd videocasetofon. Da, poftiți. Ăsta este.
uitați niște probe, uitați racordurile, uitați... Începea să fie admiratorul piesei. Dar nici n-am văzut. Da, mi l-au trimis băieții mei care lucrează în Japonia sau în Germania. Sau... Da, domnule. E, cu cât îl vindeți dumneavoastră? Păi îl vând cu 60-65 de mii. Nu e nicio problemă. Avea tot timpul un rucsac sportiv pregătit în care avea două pungi de plastic. Două pungi noi, frumoase, de plastic. Într-una din ele avea ștraifuri de hârtie care se începeau și se încheiau cu capace de 100. Încât, prin sacoșa transparentă, vedeai cupiurile de bani. Cărămizile de bani cu elastic frumos. Ei, fără să-ți treacă prin cap că sunt falsuri. Asta va fi etapa a doua. În prima etapă, da? Scotea o pungă identică din rucsac, unde avea cei 60.000 de lei autentici. A, pe bune! Sigur, și număra cu omul. Uitați-vă, pac-pac, 10.000, 10.000, 10.000, 60.000. Punea banii din nou în pungă. În momentul acesta se realizau transferul de credibilitate. Omul văzuse banii, îi numărase. Tot sub ochii lui se întâmplase. Și băga asta. Deci nu mai ăștia sunt banii, niciun fel de problemă. Întorcă-ți-le polițiste, eu intuiesc chiar, deja finalul. Chiar, da. Au, m-am acutizat. Nu mă ajutați să... Da, cum să nu? Omul imediat lua în brațe să-l ducă până la lift pe ăsta. Și el scotea punga alaltă în care victima vedea prin transparență capacele de sute. Dar de desubt... Și nu-i mai dădea până cap la bine să controleze. Niciodată. Pungile erau... Da, uite, banii sunt aici, în pungă, ajutați-mă până la lift. Da, erau oameni care se străduiau să-i facă rost de taxi, să lea taxiul de jos cu tare, cu tare. Ce tare! Deci asta înseamnă... Îmi imaginez ce mă că făceau ăla după ce realiza că... Fii atent ce s-a întâmplat la Brașov, că aș vrea poate să ne mai amuzăm împreună cu victima. Victima la Brașov a luat punga pe care i-a lăsat-o ăsta. Nu s-a mai uitat pentru că vedea capacele prin transparență și s-a dus la bancă ca să îi depună pe banii ăștia. Și era un vechi client al băncii. Și domnișoara, ce mai faceți domnul Coleman? Coleman, uite că i-am spus și numele omului. Ce mai faceți domnul Coleman? Uite, am venit să depun și eu banii, dați-mi coace. Pac, pac! Pac, pac! Dincolo de capace, hârtie, ștraifuri. Eu stăteam liniștit, povestea victima și aștepta să-și numere banii. Mă sună, domnul Cola, vreau să știți ce mi-ați adus aici? Ce? Păi ia și ne uităm împreună. Pac, pac. Atunci am crezut că mor, am crezut că fac infarct, așa mai fie sănătos, să-i dea Dumnezeu sănătate și lui și alte victime. Pentru că iată ce se întâmplă, ca să ducem până la capăt povestea. Pentru una din infracțiunile acestea, de unde s-a extins cauza și pentru altele, a fost condamnat. Și s-a dus la pușcărie pentru înșelăciune. Într-una din zile, Emile, au ieșit la muncă. Făcea parte dintre cei care puteau să muncească. Bă, tânăr cu da, au ieșit la muncă împreună cu alții. Cald, săpau niște canale unde, pe unde să treacă niște conducte. Muncă de șantier, termină, cop cu tare. Li s-a dat pauză. La pauză s-au băgat fiecare prin, la umbra unor pomi, la umbra vagoanelor ăla cu care erau îi transportați la muncă, nu știu ce. El cu tovarășii lui au pus-o de un barbut. Au făcut vatră frumoasă și dă-i și ca o barbut. Caralii erau și mai departe tot la umbră. Mitralierele pe spate și așteptau să treacă pauză. Toată lumea fuma. După pauzele astea, hoții se mișcau greu spre frontul de lupt. Unul mai se ridica, altul mai stătea, altul mai nu știu ce. Pe când polițiștii din escort, hai repede, gata, alinierea pe plutoane, mergem la muncă și așa mai departe. Și găsește pe ăștia jucând barbut și vă dați seama ce bine meritate capace și-au luat pe cocoașe, șuturi, cutare. Nenorociților, la norme nu vă înghesuiți, dar să jucați barbut aici. Unde ai avut zarul? Cine l-a avut? Pac, ăsta zbanc, le-a băgat în gură și le-a înghițit. Au ajuns la dormitor, sleiți, seara,
Și cu promisiunea că ancheta va fi reluată a doua zi, că n-au găsit zarurile la niciunul dintre ei. Nu l-au văzut pe ăsta când l-ai găsit. Nu l-au văzut, ăsta am găsit zarurile. Ei bine, și băiatul nostru, care era un băiat super inteligent, zice așa, dormitorului, noaptea, vă dați seama cum luceau mucurile de țigară acolo și se clocea conspirația. Băi, eu pe ăștia vi fac, fii atent, le fac eveniment acum, în seara asta. Și mâine dimineață se ia măsuri împotriva lor pentru neglijență, pentru asta, pentru asta, și îi scoate de pe zona asta și îi trimite la foișor. Să ne păzească la iarnă de sus din foișoare, să-i bată vântul, crivățul și așa mai. Hoți entuziasmați, toți! Când spuneți eveniment, le făceau lucrări. Făceau lucrări, da. S-au apucat, au tăiat din zeghe, din zeghea lor, da, fâșii înguste, și au făcut o sfoară, au împletit-o cu tare, cu tare, chipurile că el se spânzură, se sinucide în închisoare. Și când o să se creeze evenimentul, apare comandantul, raport de eveniment și o să ia măsuri împotriva ăstora. Da. Așa s-a întâmplat. Au făcut o sfoară zdravănă, el și-a meșterit un nod de siguranță și l-au ajutat toți, hai sus, 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 și s-a agățat. Când s-a agățat, ăștia au început să facă alarmă, să dea un uș cu tare, cu tare, ca să vină garda. Făcea parte din scenariu. Făcea parte din scenariu. Nu, mă, ăștia de jos, îți dai seama, scoate spume, mișcă-te, crispează-te, dă din picioare, cu tare. Îl ațățau pe, da, pe acest sinucigaș, între paranteze, ca să facă evenimentul. Au venit gardieni, au venit lumea cu tare, cu tare, când s-a uitat la el, cam țeapă. Murise. Scăpase din nodul ăla de siguranță și murise prin spânzurare. Ați înțeles? Acum ne ascultă și oameni. Vezi cum o dai din prea multă șmechereală și din prea asta multă... Asta e pedeapsa divină, domnul profesor. Pedeapsa divină, da. Lui i-a cedat nodul de siguranță și... După ce mi-a servit-o pe asta cu spânzuratul, da, și pedeapsa divină, parcă nu mai vine la socoteală să vă întreb de pedeapsa capitală, pedeapsa cu moartea. Așa că o las pe altă dată. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat, da, și invitația, da? Cu și tristețe. Sunt convins că... Cu tristețe, cu tristețe, pentru cu tristețe. Că discutăm astfel de... Viața omului probleme. Se întinde între sublim și abject. Asta este sublim, facem lucruri sublim și abjecte, lucruri abjecte. Și lumea asta infracțională oferă foarte, foarte, foarte multe întâmplări de genul acesta, parte din ele, da, tragice și cum îmi spuneai, că îmi reproșeai. Păi ca psiholog văd și partea amuzantă, și partea caricaturală, și partea tragică și toate celelalte și încerc să mă detașez, da, pentru a-mi face acum, profesia. Ca să explic puțin și starea mea de puțin de mai devreme. De partea de mine, gândul de a... Lasă-mă că ești în tonul... Nu știi că noi ne certăm mereu? Ură. Nu, dar ideea este că nu poți să nu te revolți la un moment dat ca om în fața unor astfel de specimene și a unor astfel de fapte. N-ai cum să nu te... Eu mă revolt. Tu te revolți, de un animal de 43 de ani care poate să facă așa ceva, asemenea nemernicie, nu știu, eu la strângele gât cu mâinile mele. Pe psihologii, psihologii criminaliști trebuie să depășească orice fel de sentiment interior uman, să se detașeze de ele și să-și facă numai expertizele, clar, asta pot să înțeleg, pentru că sunteți profesioniști. Și rapoartele, da. Aveți, da, obligația să, da, faceți asta, da, să vă depășiți orice fel de... de... Da. Ok. Om bun, ne apropiem cu pași de pe de finalul emisiunii. Mulțumesc că și de data aceasta, așa cum s-a întâmplat în celelalte rânduri, ați acceptat să petreceți mai bine de 50 de minute cu noi. Sunt convins că nu o să vă pare rău și că ați avut ce învăța. Nu uitați de pagina oficială de Facebook, Profiler Fire de Poveste, nu uitați de site-ul actualitatea.ro. E vorba de o televiziune cam tânără, care a apărut nu cu mult timp în urmă, dar suntem în forță, cu perspective mari de viitor. Nu uitați să ne salutați, nu uitați să intrați pe rețelele de socializare, să puneți întrebări, eu voi fi acolo, domn profesor va fi acolo, vă vom răspunde. Și ne vom întâlni în fiecare marți de la ora 20. Cu acestea fiind spuse, până marța viitoare, om bun, oriunde ai fi, rămâi cu mine.